Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință. În declarația politică de astăzi vreau să vă vorbesc despre necesitatea de a ratifica și în Parlamentul României, cât mai curând posibil, Convenția de la Istanbul, intrată în vigoare la nivel european la 1 august 2014. Stimate colegi, stimați colegi, violența împotriva femeilor a reprezentat în ultimile decenii unul dintre fenomenele cu cele mai grave consecințe asupra dezvoltării armonioase a unei societăți, întrucât nu afectează doar o anumită categorie socială sau o anumită regiune, ci poate afecta orice persoană din orice colț al lumii. Din păcate, și România se numără printre țările care se confruntă cu consecințele distrugătoare ale violenței, pornind de la violența domestică, violența împotriva femeilor sau violența împotriva copiilor. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice, cunoscută și sub numele de Convenția de la Istanbul, reprezintă tratatul internațional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului și ale cărei puncte cheie sunt prevenirea violenței, protecția victimilor și trimiterea în judecată a infractorilor. Un obiectiv important al meu în calitate de parlamentar de referință al legislativului român la Consiliul Europei pentru problema eliminării violenței împotriva femeilor a fost semnarea și ratificarea de către România a Convenției de la Istanbul. Mă bucur că astăzi România se află alături de statele semnatare și că toate eforturile instituționale și personale au dat rezultate. Convenția de la Istanbul prevede pentru prima dată în istorie că violența împotriva femeilor și violența domestică nu sunt probleme private, ci că agresorul va primi o pedeapsă mai severă decât victima, dacă victima este soția, partenera de viață sau un membru al familiei. Semnarea memorandumului privind Convenția de la Istanbul în data de 13 mai 2014 de către Guvernul României, precum și semnarea de către România a Convenției în data de 27 iunie 2014, reprezintă două date importante, două demersuri prin care țara noastră a demonstrat că este angajată pe deplin în lupta împotriva violenței domestice. Semnarea Convenției de către România a transmis un semnal politic pozitiv prin angajamentul ferm al țării noastre în combaterea acestui fenomen. În momentul de față, proiectul de ratificare este avizat favorabil de Ministerul de Interne, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Externe. Fac apel și la celelalte ministere să avizeze în regim de urgență acest proiect de lege, astfel încât Parlamentul României să prin Parlamentul României să se poată ratifica Convenția de la Istanbul. Cred că este și de datoria noastră a Parlamentului să transformăm cât mai curând un reper istoric pentru România în voință politică. Vă invit să spunem împreună un nu hotărât violenței de orice fel, pentru că violența naște întotdeauna violență. Vă mulțumesc, Ana Bircel, deputat Colegiul 5 Vaslui.